Salut și bine v la un nou episod din Garten of Bamban 2 Astăzi am ceva foarte special pentru voi Pentru că ne vom împrieteni cu aceste caractere Și îi vom transforma în peți Da, ați auzit bine În afară de chestia asta vom deschide ușa secretă Și o să vă învăț metoda Prin care puteți să o deschideți Și acolo avem iarăși niște secrete Pe care nu le-ați mai văzut până în acest moment Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like Dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade Și tot timpul găsesc secrete noi nouțe. Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior, s-au strâns peste 14.000 de like-uri și vă mulțumesc din suflet, iar astăzi mă gândesc să depășim acest record de data trecută și să strângem poate 15.000 de like-uri. Ce părere aveți? Ziceți că se poate? Eu zic în felul următor, când apăs eu pe butonașul acesta de New Game, ca să intrăm să vă arăt secretele, voi apăsați pe butonașul de like, cum am făcut și la celelalte episoade, corect? Hai să vedem! Deci voi numara așa, fiți atenți! 5, 4, 3, 2, 1 și like! Sper că ați apăsat și voi acolo pe butonașul de like. Suntem pregătiți? Bă, parcă n-a apăsat toată lumea încă. Parcă n-a apăsat toată lumea încă. Hai că vă mai aștept puțin. Vă mai aștept puțin să apăsați acolo pe butonaș. Și imediat o să începem și vreau să-i facem pets. Nu știu exact dacă chiar fiecare poate fi pet, dar o mare parte din ei îi poți transforma în pets, da? am început. Gata. Hai să vedem trebușoara. Ați văzut că deja este zi afară. Dacă ați văzut episodul anterior, știți de ce este zi afară. Pentru că noi am modat jocul în așa fel încât să vedem totul clar, să nu avem nicio problemă și să nu ne mai fie frică de jocul ăsta. Că până la urmă, ia uitați-vă, e complet zi afară. Bun, acum o să trebuiască să luăm de aici ăsta și să mai luăm de aici ăsta. Așa știți bine că Asta am mai făcut înainte Doar că diferența va fi Faptul că acum mai nou Noi putem să dăm skip la o mare parte din joc Și o să vedeți imediat Doar că am nevoie de Am nevoie de dronă să fie funcțională Și ca să fie drona funcțională O să trebuiască să mergem în zona aceea dinainte um, Dar pe noi ne interesează în mare parte să mergem la medical sector Acum, ideea este că eu oricând vreau Pot să zbor, adică pot să fac chestia asta și să ajung în zona de spital imediat, dar uh, avem nevoie mai întâi să ajungem uh, cred că pe aici pe undeva, dacă nu mă înșel uite aici, și aici undeva avem noi chestia asta de la dronă, da? Easy adică așa se întâmplă treaba în jocul ăsta când ai modurile uh, avem aici și customizată puțin asta, bun și acum ne întoarcem aici înapoi și ne ducem în zona de medical sector. Aici, voi știți care e trebușoara, dar o să trebuiască să facem partea asta ca să putem să deschidem. Așa că, stați și o secundă, a trebuit să rejoc eu o mică parte pentru că altfel nu deschidea ușile acestea. Și acum e foarte simplu pentru că noi avem modul de viteză și o să luăm pur și simplu de la ăsta rapid. Pentru că altfel dacă n-ai avea modul de viteză, ai merge așa. Și cam asta e viteza maximă pe care ai avea-o. Dar noi cu modul de viteză imediat facem trebușoara, da? Fiți atenți aici la șmecherie. Și aici e foarte important ca să rețineți acest aspect pentru că uh, altfel nu merge toată treaba asta. Și o să vedeți imediat, luăm și de la ăsta. Ca aici vine secretul, știi? Până la urmă toată, toată, faza aici se va întâmpla. Hai să vedem de la cine mai trebuie să mai luăm. Știu că trebuie să luăm și de la asta mare. Dar vreau să mă asigur mai întâi că am luat de la ăștia la alții. Ok, de la asta am luat. Și acum -am aduce drona aici. Îi dăm lui ăsta direct. Hai, du-te. A, nu pot să-i dau încă pentru că trebuie să-l trezesc mai întâi. Se trezește. Și abia acum. Hai, du-te. Perfect, acum luăm puțin. Și acum o să... Cred că asta e ultimul pe care trebuia să-l luăm, nu? Deschide ușa. A, mai este unul în spate aici, am uitat de Ăsta de aici. Ăștia toți sunt, uh, sunt variante de Captain Fiddles. Nu știu exact care e faza cu ei, dar aici ai o artifoce, da? Data trecută am făcut exact aceeași chestie, doar că acum o să fie diferit. De ce zic asta? Pentru că... Vedeți, el pleacă de aici, da? Ei, tu în momentul de față ești liber să mergi pe aici, poți să-ți iei această pălărie pe care am și luat-o data trecută, dar e foarte, foarte întunecoasă toată treaba aici. Dar dacă mergem puțin așa cu camera, observăm că această cameră de fapt este mult mai mare decât te aștepta. Uh, monstru, ceva de genul ăsta arată după ce îl dobori, nu știu exact care e faza, însă această cameră e mult mai mare, doar că nu vezi nimic aici. Și ca să vezi, trebuie să te duci frumos prin pereți și să cauți zona de la final cu vapoarele, adică asta. Te duci aici frumos și de aici vei colecta în foce. Developere au făcut intenționat chestia asta. A, da. Salut. Ce faci? Uh, Developere au făcut chestia asta intenționat pentru că altfel n-ai fi putut să faci chestia asta. N-ai de unde să ai două artifoce. Decât dacă bagi moduri. Și a, prin această variantă poți face. Uh, mergem la Medical Sector din nou. Și acum o să vedeți voi că... Stai așa să dezactivez viteza. Dacă folosim a doua artifoce aici, uitați ți ce se va întâmpla. S-a aprins lumina Ca printr-o magie Deci Uitați-vă și voi la ce s-au gândit developerii ăștia, mă frate, deci nu vine să cred așa ceva. Și dacă vii aici, ai frumos cardul roșu. Cardul roșu pe care nu poți să-l ai în mod normal. Deci să ne înțelegem. Chiar dacă te-ai fi dus pe întuneric, care era șansa ca tu să nimerești exact aici? Pentru că tu nici măcar nu vedeai unde mergi în mod normal când te joci jocul, da? Ce era full, full întuneric. Și acum nu mai este. Bun, odată ce ți-ai luat chestia asta, ar trebui să ne luăm noi și cardul acesta de aici. Să vedem că merge deschis. Să trecem de, de partea asta ca să vă pot arăta. În mod normal m-aș teleporta direct, doar că ai nevoie să dai niște niște aici. Pentru că la fel, pentru că eu nu mă jucasem cât trebuia, nu mă lăsa să deschid ușile astea. În fine, sunt niște chestii legate de joc, dar ne descurcăm noi. Și acum noi putem să ieșim aici. Fain frumos. Cerem asta înapoi. Și ciudățenia asta care încă nu știu ce e. Adică dacă știți voi puteți să scrieți în comentarii. Dar bineînțeles, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă pe butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment. Să strângem acolo multe, multe like-uri pentru episod. De ce nu? Până la urmă, dacă vă place și dacă vreți mai multe episoade de secrete și mistere, eu cred că merită să vă arătați uh, aprecierea. Așa că nu merge să apăs butonul ăsta pentru că... Da, știi ce? Cred că o să mergem așa direct. Cred că o să mergem așa. Eu n-am mers în mod normal pe aici. De când am pornit jocul, știi? Și acum din cauza asta nu s-au dat triggerele, cum ar fi, de exemplu, Nab-Nab, care apare așa random. În mod normal, el n-ar apărea odată cu ăsta, dar noi am făcut niște chestii în avans. Bun. Aici scoatem ușa asta de aici, salut, la revedere. Și nu știu că v-ați uitat uh, cu atenție la episodul anterior de Secrete și Mistere în Garten of Band Band 2, dar noi am scos ușa asta. Deci la fel cum am putut să șterg ușa de aici, am șterg și ușa de aici. Doar că era beznă, întuneric și nu vedeai absolut nimic. Dar developerii au făcut în așa fel încât această cameră chiar este reală și chiar poți să deschizi să vezi e înăuntru. Așa că, acea cheie roșie, deschidem Ușa roșie. Și avem aici niște chestii destul de interesante. De exemplu, Type 5. Nu știm exact la ce se referă. Cazul al treilea. Și e ceva cu audio. El aude aici și el aude aici. Poate la asta se referă. Și cazul al șaselea. Inima la el e aici și la el e aici. Ceea ce ce interesant. De asemenea avem niște monitoare aici. Ui pe reflexie să văd dacă e vreo reflexie ciudată. Dacă e ceva pentru că această cameră este complet secretă. Iar aici avem așa. Ce caractere au fost aprobate să fie introduse oficial în Garden of Ban Ban 2? Deci aceste caractere și noi le-am și văzut de altfel. de fapt asta nu prea l-am văzut atât de mult. Dar ce caractere au fost aprobate să fie fabricate, cum ar veni, da? Runda 56. Ce caractere sunt spre aprobare? Adică încă puțin și vor fi oficiale și astea, adică Jumbo Josh și cu, nu știu exact cum îl cheamă pe melcul acesta, și caracterele interzise. Și anume, Nab Nab, pe care îl vedem, și Toadster, pe care nu-l vedem, dar îl vedem aici, culmea. Nu este chiar 3D, dar înțelegeți voi la ce mă refer. Și, practic, toată chestia asta se referă la caracterele care nu au voie să fie fabricate, dar cumva cineva le-a fabricat. Și asta este șeriful Mai avem de asemenea trei bilețele Și avem aici o grămadă de scris Dacă vreți să le citiți Puneți stop pe videoclip Și puteți să stați să le citiți Dar în mare parte o să ne spună despre Despre chestia asta Uite zice că Păianje nu este foarte înfricoșător Și singura meserie A broscuței Este să fie polițist în oraș dar dacă nu e niciun om rău, pe cine o să prindă? Nu avem nevoie de poliție. Așa că nu vrem să mai fie fabricat. Deci, în principiu au zis că ăsta nu o să mai fie fabricat. Dar, Nab Nab e în joc. Și el, la rândul lui, e la fel. Cu X. Adică n-ar fi trebuit să fie fabricat. Deci, probabil în Garten of Bamban 3, nu știu sigur, dar eu cred că ăsta va apărea în Garten of Ban 3. Eu așa cred. Și aici să vedem ce mai avem. Da, nu știu exact, dar puteți să puneți stop pe videoclip și să citiți chestia asta. Și da, asta este camera secretă. Mai să încerc să șterg obiecte de aici să văd ce se întâmplă. Chiar sunt curios dacă mai e ceva pe după astea. Ok. Uite, pot să, pot să șterg astea așa. Să atenți că am șters în spate. Bă, ce-am găsit aici? Fiți atenți că am șters un pic prea mult. Am, uh, da. Am șters un pic prea mult, dar e interesant, frate, interesant. n ce să zici. n ce să zici. Și uite, sunt reflectate aici. Mă gândeam că poate te-ai putea uita la vreun, nu știu, să fie vreun secret că sunt reflectate în felul acesta. Adică acum chiar le vezi super, super bine. Dar, uh, da, ăsta abia aștept să-l văd. Și acum, având în vedere că v-am arătat acest secret, hai să vă arăt ce s-ar întâmpla dacă aceste caractere ar fi prietenoase? Pentru că în momentul de față nu cred că e vreo unul prietenos. Bambalina a încercat să ne ajute, dar să fim serioși. Nu prea a fost cine știe ce ajutor. Doar că, uite, cred că aici e cel mai bine să testăm pentru că pe acest coridor ai suficient spațiu. Ia uitați-vă. Îl avem pe domnul Banban, care e prieten cu noi. Și acum merge domnul Banban cu noi să ne ajute. E nou băiete încoace, ia uite-l. are nicio treabă, vine cu noi. Bă, nu știu dacă e chiar varianta aceea, dar e ban-ban. E chiar, asta mai mult zici că e împletit sau ceva, nu știu dacă... Ok, Seam seamănă, să zicem. Dar hei, ăsta ar poate să ne fie prieten, pe când ban-banul celălalt nu prea. Așa că îl avem aici pe domnul Ban Ban, prieten. Și am mai să-i facem și pe ceilalți. A, ah, și mai am o chestie pe care vreau să o vă arăt. Un piculesc mai târziu, deci stați aici până la finalul episodului dacă vreți să vedeți chestia aceea. Îl avem, bineînțeles, și pe Jumbo Josh, prieten aici de față. Ia, uite-l pe băiatul ăsta. Vine după mine să mă apere. El a rămas așa, a rămas șocat când l-a văzut, ia uite. A rămas șocat. Și acum Jean Josh, vine băiatul după noi. Adică dacă tu l-ai vedea așa că vine pe tine, ai zice, bă, mi-e frică de el, știi că, na, e destul de creepy. Dar, vine lângă tine și doar te ascultă. Adică nu îți face nimic rău și este prietenos. Așa că, bine ai venit, Jumbo Josh. Hai să vedem pe care dintre ei mai putem să facem prieten. Dacă între timp, m-am făcut și eu Jumbo Josh, ia uitați-vă. Data trecută am încercat chestia asta și n-a mers. Și de data asta funcționează. Și chiar eu sunt Jumbo Josh. Mă, tu vrei să ne să ne batem? Vrei să ne batem? Să facem box? Ia vină tu un coach. Puh, 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 puh. Crezi aici că mă joc cu tine? Stai să mă duc la ban ban așa să vedem ce, ce reacție o să aibă. Foarte curios să văd. Din păcate doar Jumbo Josh te poți transforma, ceilalți nu, dar... Na. Ce zici? Mă crezi că sunt Jumbo sau nu mă crezi? <laughs> nu cred că mă crede, sincer să fiu. Avem pe Captain Fiddles care nu știu exact ce a pățit. Uitați-l cum arată. <laughs> și el aparent este prieten cu noi, dar e... Da. Ce ai pățit, băiete? Ce ai pățit? Nu știu ce s-a întâmplat cu el. E ceva foarte, foarte dubios la mijloc. Bambalina a venit și ea. Nu știu de ce Ban Ban nu vine cu noi, pentru că eu mi-am făcut aici o grămadă de prieteni și Ban Ban a rămas singur. Ia uitați -i. Hai, ban, ban, vino și tu, hai că mergem la petrecere. Mergem la petrecere, de ce nu vii? Ia uite, ia uite cum vin. Ok. Și dacă tot e vorba de petrecere, a venit și Stinger Flynn, parcă așa îl cheamă. Mai știu exact dacă, dacă este numele lui complet. Dar Banban -Ban a rămas, a rămas șocat când a văzut așa ceva. A rămas șocat. Ia uite cum se uită. Bă, eu nu vreau, eu nu vreau să particip aici. Nu mă interesează așa ceva, nu vreau așa ceva. Și am cred că a venit toată lumea. Și la Bird, suntem pregătiți de distracție, adică ce putem să ne mai dorim mai mult decât atât. Eu sunt și eu Jumbo și la rândul meu și da, cam așa funcționează modul acesta. Adică nu știu, sunt o grămadă de chestii pe care le poți face cu moduri și tocmai de asta îmi place să vă arăt diferite chestii în jocuri. De asemenea, îmi place foarte mult faptul că pot să aflu secrete cu ajutorul modurilor, știi? Asta în mod principal. De fapt, dacă eu deschid aici, ia uite cine e aici. Cred că n-ar fi o idee prea bună, dar iasta e așa. Sunt curios. Deci uite, iasta stă și așteaptă și tu când deschizi astea, ea imediat să sare pe tine. Deci, sunt curios dacă eu o elimin de aici. Pur și simplu am, am eliminat-o, da? Bă, uite cum se vede. <laughs> ok, parcă îmi place mai mult așa, sincer să fiu. E mai șmecher. Și hai să încercăm acum să facem așa. Bam. Hai să facem așa. Să vedem ce se întâmplă. În mod normal, venea o pila bărdei și te fugărea. Tu intrai. Să aude sunetul, sau auzi, da? Repede, vin un coace. Păi repede unde? Că nu e nicio pila bărdă aici. Și am aici toți prietenii cu mine. Bă, uite pe bambalina, de fapt. Ia uitați-o. Eu, eu n-am văzut-o că ea iese afară și te așteaptă. Și stai, tu când te apropii de ea, ea intră înăuntru? Da, uite. Și unde se duce? Dispare. Că nu mai e deloc aici. What? A, uită-mă aici. Deci se duce direct în clasă. Foarte interesant. Și eu nici nu aveam uh, nicio idee că această clasă e chiar pe partea asta la Adică, dacă mă duc aici, ea mă poate vedea. Salut! Nu zice nimic. <laughs> nu zice absolut nimic pentru că practic eu n-am intrat oficial. Bă, asta s așa legate, uitați-vă puțin, aici sunt păsările astea. What? Ce se întâmplă dacă iau pasărea asta și o duc mai încolo ea? Ia de aici. Poftim. Ia, yeah, am adus pasărea la școală. Da, deci uh, poți să faci multe chestii cu modurile. Dar ăsta a fost episodul nostru de azi Sper că v-a plăcut Dacă mai vreți și alte secrete Pentru că sunt multe chestii pe care vreau să vi le arăt Nu uitați să apăsați pe butonașul de like Și noi ne auzim data viitoare Pa, pa!